Ca urmare a avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie referitoare la temperaturile ce vor fi atinse în zilele următoare, în care disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării, Inspecția Muncii, prin intermediul Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, va controla respectarea măsurilor ce trebuie aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția angajaților. La Giurgiu, controle au demarat de marți, iar până în prezent 11 societăți au primit vizite inspectorilor. Inspecția Muncii prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă a dispus intensificarea controalelor la angajatori, controle ce vor viza în special respectarea prevederilor Ordonanței 99/2000, măsurile ce pot fi aplicate în această perioadă. De asemenea, în acest interval, Inspectoratul de Muncă a desfășurat și desfășoară controale. S-au efectuat până în acest moment 11 controle la 11 agenți economice, avem echipe pe teren. Nerespectarea legii atrage riscul unor amenzi cuprinse între 1.500 și 2.500 de lei. În cadrul celor 11 verificări s-a stabilit faptul că angajatorii au respectat normele în vigoare privind canicula. Angajatorii au obligația în perioadele caniculare să aplice anumite măsuri. În caz contrar, riscă amenzi usturătoare. Pentru angajații care lucrează în spații închise, acestea trebuie să fie ventilate corespunzător. Pentru cei care lucrează în aer liber, se vor lua măsuri de ameliorare a condițiilor de muncă prin reducerea intensității efortului fizic, cu alternarea perioadelor de repaus în locuri umbrite. Angajatorii sunt obligați să asigure 2-4 litri de apă minerală pentru fiecare persoană pe schimb. De asemenea, angajatorii care nu pot asigura aceste condiții, de comun acord cu reprezentanții salariaților și cu reprezentanții sindicatelor, vor lua măsuri de reducere a programului de lucru sau eșalonarea acestuia pe perioade ale zilei. Mai mult, se poate recurge chiar la întreruperea colectivă a lucrului, asigurându-se totuși continuitatea în locurile în care aceasta nu poate fi suspendată, cum ar fi, printre altele, unitățile sanitare, unitățile de alimentație publică sau furnizorii de utilități publice. În perioada acestei întreruperi, contractele individuale de muncă ale salariaților se mențin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în muncă potrivit legii.